Poți să zici ce vrei tu. Și bună seara sau bună ziua? Și că bună ziua și bună seara. Da, deja noapte. Sorela în acțiune. Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit. Astăzi am să vă pregătesc un strudel cu mere. Pentru aceasta avem nevoie de un pachet de foi, de plăcintă sau un aluat foietaj, depinde ce găsiți. Așa, avem nevoie de... Noi vrem să facem porție dublă, ca să duc și mamei mele. Și mai avem nevoie de 6 mere, mărimea aceasta, sau dacă vreți cu mai multe mere, pe care le-am tăiat bucăți. Și am să vă arăt mai târziu cum le-am tăiat. Ca să condimentăm, am să pun rădăcină de ghimbir răzălită, dar să aveți grijă că o să rămână suc și l-am luat afară. Deci am stors rădăcina de ghimbir. După aceea, câte 3 linguri de fructoză la fiecare porție, adică zahăr din fructe, 3 lingurițe de stafide la fiecare porție, pesmet, vreo 2 linguri la fiecare porție, scorțișoară și pe deasupra o să facem un sirop de apă cu apă caldă cu miere de albine. Foile sunt niște foi foarte subțiri. Observați? Sunt mai multe foi pe care am să le ung cu ulei. Ulei de floarea soarelui. Deci cum se procedează? Foile acestea erau congelate. Le-am lăsat în jur de o jumătate de oră să se decongeleze. Deci am tăiat pachetul ca să pătrundă aerul și să se decongeleze mai repede. Și le-am... Deci se desface câte o foaie. Da? După care se începe și se unge cu ulei. Puteți folosi, dacă doriți, un topit, margarină, depinde cum doriți dumneavoastră. Uleiul, mă gândesc că e cel mai... nu e așa de gras. Deci cel mai bine ar fi cu ulei. Deci e un pic mai complicată, pentru că dacă cumpăream aluat de foietaj, era tot împreună, fără atâtea foi, și se făcea mai repede. Dar când am ajuns acasă, am observat că am cumpărat foi. Așa că o să dure mai da, mic. Da, dăm un domn mai mic. Pentru măr, ca să arăt cum am tăiat mărul. Asta luăm jos să nu ungem. Puneți de o parte ca să mai trebuie. Deci cum tai merele? Eu așa fac. Deci iau mărul, l-am curățat, am scos tot ce are, l-am tăiat în două, după care îl tai felii. Să aveți grijă la degete, da? L-așez jos, îl țin așa. Important e să fie bucățele. Bun. Eu le-am stropit cu un pic de lămâie, pentru că am început să le pregătesc un pic mai repede. Și asta l-am stropit cu lămâie, dar celelalte văd că și-au schimbat un pic culoarea. Deci sau le țineți așa, sau în felul ăsta. Eu mă mai ușor am observat că e așa. Cum doriți. Sau dacă vă place mai fin, răzălite, dar vă spun că tăiate își păstrează gustul acela de măr. Dacă le răzăliți, tinde să fie prăjitură cu măr. La strudel totdeauna eu așa fac. Le tai. Nu mai trebuie asta. Bun. Și acum am să așez zahărul. Da? Deci 6 linguri la 2 porții. Dar dacă vă place mai puțin dulce sau mai dulce, mai adăugați.
ghimbirul. Așa. Lasă-le acolo că stafidele de 6 lingurițe de stafide. Am pus la 2 porții. Scorțișoară. Deci scorțișoară, dacă doriți, puteți să măsurați cu lingurița, măcar 2 lingurițe la porție, deci o să pun o... Mie place cu multă scorțișoară. Cum îți place cu multă scorțișoară? Da. Da? Bine, aștept să fie gata. Cred că așa de bun. 2. Hai să punem 3, să nu fie nici prea mult. Asta după ochi, să știți. Bun. Așa. Și o să pun și ai aparat e pe măsură. Părerea mea, Liana, să dai drumul la foc. Că da, dat drumul deja. Te dat drumul? Ok. Bine. Aici, ca pe bandă, surioara are o mână. Și am să fac o șmecherie, pentru că asta de deasupra nu-i ruptă. Am să fac, uitați ce am să fac. S-a văzut? Trebuie să fii creativ în bucătărie. Astea șmecherii la minut, că nu le știam. Complicată rețeta, așa e? Cu atâtea foi în joc. Complicat. Am complicat-o noi, să știți, că ne-am dus la 2 magazine și până la urmă tot cu ce ne-a fost frică, tot cu aia am ieșit afară, ca să vedeți. Destinul. M-a derutat că avea pe pachet scorțișoară. Și am zis, asta e pentru strudel. Și când colo, cealaltă era mai practică. Da. Nu nimic. Oricum, dacă iese mai bun decât strudelul care îl fac eu în Italia, înseamnă că am învățat și eu ceva și o să revin să fac strudel cu foietaj din ăsta. Câte foi sunt? Haide, că deja am desfăcut 3 foi. Deci aici sunt 3, 4, haideți că le numărăm așa din curiozitate, să vedem măcar ce muncim. 4, 5. Hai, Simon, desfăci tu foaie. Bine, mă! Ce-i, mă? Vezi să nu ne le arunci de pe balcon. 4, 5, una frumoasă să o lași. De fapt, nu, că e în mijloc, nu are importanță. Fă-le așa cum vine. 5, 5 într-o mașină, nu vreau să zic mai multe, dar asta e. Și ce bine la alcool. Vezi că-ți dai o țitără core. Ce? Nu o duci în beci. Du-o în beci. Îți dai o țitără core. Asta e, când circul cu mașina lui altul. Mașina mea eu fac ce vreau. Înțelegi? Mașina voastră face voi ce vreți. Puneți clima, a fi pomenit cu ei. Înțelegeți? Plus că azi noapte, știi cum am dormit cu geamul deschis la hotel, că ăla era în călduri, era în călduri, ciobi, avea călduri, sună recepționera, domnule, să mai vreți o pilotă? Nu, când o zis mai vreți o pilotă, pe tu îți dai seama acolo la căciula ta ce frig e. Când o zis mai vreți o pilotă, eu știu că e frig. Când m-am trezit azi dimineață, mâncața și congelat.
ăla avea căldură. Avea căldură. Eu le-am zis la ăștia, care le-i frică de căldură. La care le-i frică de căldură, știți cum stă treaba. Ăia le-i frică de nota de plată de la gază. El nu se discută. Omul învățat ca și acasă, nu dă drumul la gază. Înțelegi? Vreau să-i cer la sora mea să vină să mă ajute, dar n-am vrut să o deranjez și o veni singură, nechemată, știți? Eu n-am putut să dorm de când am venit. Acolo și am zis, știu-mi un pic la altă. Da, e caldă. Salut, Mariana, de la Mita Tosta, din Tata, dar toate întâie Tata în A-A. Faină, faină distracție, faină distracție, faină, nu-mi place. Da, o din alea de țuică de plâne am dovolut. La unui vei căpăra două și am fugit. Da, la hotel, doar. Ioi, mă, ce fain a fost, mă. Și la Budapesta și... Ai lucrit? Da, mi-am făcut o selecție de rost, așa cum urmează încă o selecție. Înțelegi? Să vedem că deja s-a invitat în trei părți. În țară, în trei părți. Să văd, ce? Și tu, da, da, bambi. Eu nu știu de ce... Pot să vorbesc? Da. Deci acum am să pregătesc un sirop să ung strudelul. Se poate folosi zahăr cu apă. În cazul nostru o să punem un pic de miere cu apă. Vreo două lingurițe, da? La două porții, două lingurițe. Cu puțină apă caldă ca să se topească. După care o să-l punem la cuptor. Uitați cum arată strudelul nostru. L-am lăsat 45 de minute la temperatura de 180 de grade. Cam la 20 de minute l-am întors. Și acum apa cu miere ce a rămas, am să-l mai ung încă o dată. După care îl lăsăm puțin să se răcească și o să tăiem o felie ca să degustăm și să vă arătăm cum arată. Așteptăm puțin să se răcească, după care o să vă arătăm. Așa, deci cam atât. Sper cât eu... trebuie să aștept? Nu, putem deja să-l scoatem afară și să-l tăiem. Dacă lași puțin... Îl pui pe cubot. Da. Îl lăsăm puțin, nu, Leana? Păi nu știu, că mie ți-ar trebui. Păi îmi trebuie atunci o paletă, îmi trebuie un dog, pe ce să... Nu se rupe dacă scoți așa cald. Păi de-aia am vrut să-l mai las un pic. Nu, lasă-l. Să-l lăsăm un pic, vreo 50 minute. Da? Mai aștept un pic. Dragii mei, așa arată strudelul nostru. Acum o să-i dăm la surioara să guste, să vedem dacă îi place. Și te rog să guști și să ne spui și nouă dacă o ieși bun. Eu gust direct de aici. Da. Gust. Eu direct de aici gust. Da, de fapt ai gustat înainte. Normal că am gustat. Asta e ce-o rămas. Bun. Foarte bun. Vă dorim poftă bună!